ești, Mateescule? Vreau să plimb ursul, șeful. Ia mâna de pe ursul meu. Mă scuzați, domn șef, n-am știut că e al dumneavoastră. Măi, Mateescule, ursul trebuie să stea acolo, fiindcă într-acolo se uită poneiul. Și s-a săturat să vadă 8 ore pe zi același purcel transpirat, recte tu. Mai vrea să vadă și el niște animăluțe mai drăgălașe, niște personaje mai de poveste. Uite așa ca el. Dar ce șeful Mateescu nu este? Că în fiecare zi să face de poveste. Hai că te găsește, drag. Chiorete, eu nu glumesc. Să nu dea naiba să puneți mâna pe ursul. Hai că... Mateescule, lasă-ți blană, mă, dacă vrei să-ți recapi pe scaun. Și dacă nu vreau? Ba, atunci rămâi constipat, dacă e în Franța, ia. Ah, ce glonte în cap ți-aș mai trage, ursulache! Mateescule, predai urgent arma! Dar mă jucam doar, șeful! Joaca presupune pistoale de jucărie, inconștientule! Nu dale adevărate! Ia uite ce l-ai speriat pe ponei! A făcut și pe el! Dar ce m-am spariat eu, bre? Aha, vezi? Am zis eu că pistoalele ne creează numai probleme. Hai, predați imediat pistoalele, că ne fac numai rău. Păi și ce o să facem, șefu? Să prindem infractorii cu lasou de ponei, cu harponul, de rechini, cu eu mai știu ce? Nu, mă. În țările civilizate, polițiștii folosesc lasoul, poponețule? Simpla lor prezență în uniformă intimidează pe oricine. N-au nevoie de pistoale, că violența naște violență. Hai, predați imediat pistoalele. Șefu, dacă permiteți o mică sugestie, mă gândeam că poate n-ar fi rău să-l îmbrăcăm pe ursulache într-o ținută ștoc de-a noastră, de-a poliției. Că, așa cum spuneați, matale, numai simpla prezență a uniformii îl face pe Mateescu să nu mai amenințe. Corect. Bă, tu mai nou, ai numai idei bune. Sigur nu vrei să-mi iei locul? Nu vreau, șef. Băi, ce sunt sinucigaș? Ce să caut eu locul matale să-l văz în fața ochilor câte 12 ore pe zi pe purcelușul transpirat? Hai, simte-l că te găsește, dragi, că șef a zis că ești purceluș. Fiți arzul, nu fie-i drecu. E violent, bre! Bă, ceasul vreau arată 6 fără un sfert. E bine? Ținând cont cât ai dat pe el, e super bine, nu bine? Și bă, serios, mă, să te întreb, că la 6 am întâlnire. Ia auzi, nu care cumva te-a lovit brusc punctualitatea mărlane? Mai bine lovea inteligența. Sau un autobuz? Au! De ce dai? M-a prins autobuzul. Voi să zic un autobuz de inteligență. Ce proviște ești tu, adrăgul? Auzi, Bernale, dar cu cine ai mai întâlnire? Cu doamna toaletă, cumva? O super tipă, băi, pișpiriule. Adevărată, vedetă. Nu ca tine de-aia prefabricată, de scară de bloc. Ce-ai vorbești? Dar ce, eu am televiziune de scară de bloc? A, scuze, de ghienă. Și acum mă iertați că trebuie să mă duc să-mi repet declarațiile de dragoste. Ce, auzi, Mărlane? Dacă eu nu sunt prea indiscret și tu prea idiot, acum ar fi trebuit deja să fii spre locul de întâlnire? Că eu cred că s-a făcut fără 10, bă. Nu, că și că fiic o să-i fac declarațiile chiar aici. A! Băi, a chemat-o aici, băi! Asta e super! Că o să ne râdem de mama focului, că ea nu o să încapă pe ușe! Dacă e iar prostituată, îl joc în picioare! Și de unde știi tu că e prostituată? Păi, ce altă femeie vie ar accepta să fie acelea în casă la Mărlanu? Uite, Angine era prostituată! Am zis, femeie, tăfălogule! Femeie, am zis! Te-a deregla care cumva palma lui Mărlanu? Zic că eu acum iar te recalibrez, nu te vezi. Stai, mă, potolică, nu e prostituată, sigur, că alea vorba, nu declarații. Nu zici că m-a făcut și pe mine curios? E că trebuie să pice din clipă în clipă, fie aia. Băi, eu zic să ascundem mâncarea, mă, că cine se asemănă să adună. A, da? Nu, crezi că e fomistă, că ar fi ascuns el mâncarea de mult. Bă, dar ceva trebuie să aibă aia, că nu s-ar cupla cu ăsta, mă. Da?
O fi vreo nașpetă. Ca Betty. Scăzi limba! Ce? Păi ce vrei, să orbim dublu? Să mi se transforme numele în renume? Ăsta, în realitate? Poți, mă, păi dacă vrea o urâtă, de ce nu mi-a cerut-o mie pe Betty? Că eu făceam cadou și mai dădeam și cadou la cadou. Poate și-a luat-o singur, mă. Ai uitat că a fost atunci la ea? Și poate i-a plăcut? N-are cum, că Betty nu e vedetă TV, că așa zis. Așa, sunt titule, am orice speranță. Salut, băieți! Deci am avut dreptate. Felicitări, madame. Ia zi, cum l-ai făcut să se îndrăgostească de mata? Ce contează? Ideea e că i-a reușit. Chiar am reușit? Păi normal, dacă în tot timpul repetă declarațiile de dragoste către tine. Iubitule, ia zi-mi una, o declarație. Stai, stai, femeie, că nu de mine e vorba, e vorba de Mârlanu. Mârlane? Vin, frumoasa mea! Mârlane? Tu chiar... Mă rog, de când nimic. Măi, Mârlane, ia zi-mi o declarație. Să crape ăsta de gelozie. Da, da, hai, da. Zi, că sigur o să crăpi, ia zi-a. Măi, băiete ăsta, Betty. Hai, mă, Mârlane, nu te sfii. Zi cu cuvintele tale, cu sentimente. Zi ce simți pentru mine. Ia, ia. Auzi, dar n-ar fi mai bine să fim numai noi doi? Noi doi? Ca să nu de fapt de râs de față cu ăștia și a toți că-i rușine. Deci vă bate joc de mine din nou! V-ați înțeles, nemernicule? E bine, lasă pupăză, că o să-ți plătesc cu aceeași monedă! Bucură-te, pupăză, că iei bani, monezi! Ia zi, mă, Mârlane, nu mai vine gacicătaia odată să vedem și noi? A, nu mă... Întâlnirea! A, e și zece! Am ratat-o din cauza voastră! Bă, tu ești idiot? Acelea n-a apărut nicio gagică! N-a apărut pe naiba, a apărut, dar n-ați observat-o voi din cauza lui faci să-i cruce, să... Las! Nu-i bai, o văd de seară! Boala avansează. Da, dar tu n-ar trebui să te bucuri. Au. Că tu ești din aceeași specie cu el și poate ești tu boala. Cine? Ai nebunit, mă? Ți-ai luat pistolul înapoi? Unde l-ai ascuns? Bă, tu ești idiot. Nu vezi că e de jucărie? Cum să-mi iau pistolul înapoi? Păi vrei să-mi pun pușcăria pentru încălcare de ordin? Păi și de ce l-ai mai adus, mă? Sper că nu pentru mine. Că eu am glumit când am zis că vreau să mă joc cu ursulache. Nu, nu vreau. Dacă ar fi după mine, i-aș trage un glonț în cap. Maldar de pluș, dar rahat ce ești. Dar cu ăsta nu pot, mă, că e de jucărie. De ce dracul ai adus? Ca să amenințăm și noi un fractorii cu ceva când mergem în patrulare. Ce vrei, să scoatem degetul așa? Păi dacă le arătăm degetul ăștia, ne bat și mai rău. Păi vezi? Păi când cu ăsta mulți văd, puțin cunosc. O să creadă că e adevărat și nu mișcă. Bă, știi că nu ești prostiu, mă? De-aia o să fiu eu șef. Asta mai vedem noi. Ah, ursulache, ce-ți... Ce faci, mă, garule? Șeful e de jucărie. Mă jucam cu ursulache, cum v-am zis. Pac, pac, hoții și vardiștii. Uitați, e de jucărie. Da, dar chiar dacă e de jucărie, tot seamănă cu un pistol adevărat. Și efectul e același asupra celui amenințat. Se panichează, devine violent și bagă naiba vreun cuțit în voi, care sigur nu o să fie de jucărie, fiindcă violența naște violență. Deci, nu merge nici cu d-astea. Se confiscă. Bă, ăsta e complet sărit de pe fix, bă. O să ajungem de râsul infractorilor. Păi nu suntem deja, mă? Trebuie să facem cumva să ne luăm pistoalele înapoi, înțelegi? Am o idee. Băi, s-ar putea să fie bună. Dar te rog eu ceva. Te duci tu cumpere ciorap de damă. Dar de ce eu? Pentru că eu nu-mi permit să cumpăr lucruri de-astea muierești. Din cauza numelui. Da, te înțeleg. Betty, tu ai nebunit? E posibil, la ce-mi face măgarul ăla? Da, nu de mine vreau să te ocupi. Te pupăză.
Cum să-i fac, mă, declarații de dragoste, dacă le ia în serios? Păi eu ce vreau? Și la sfârșit îi spui că sunt din partea mea. Și faci o poză. Să-i văd frustrarea pe chip. Să vadă și el cum e să-și bată lumea joc de tine. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, poate vin chiar eu aici. Să-l văd live. Ce dobitoc! Stai, mă, liniștit, că îl rezolvăm imediat, că trebuie să apară. La tine mă refer, tăntălăule. Dintre toți ce-o rapidă, dar mă duc pe lumea asta, tu te-ai găsit acum pe lumii negri? Să nu vedem nimic până ei? Păi am zis să nu mi se recunoască fețele ușor. Păi și ce, mă, prin aia de culoarea piciorului ți se recunoștea ție fața? Ai văzut un vreun film cu un vreun hoț care să aibă ciorat altă culoare decât culoarea piciorului, mă? Păi și ăștia sunt, mă, culoarea piciorului? Păi, dar picior de negresă! Auzi, mă, și ar trebui să-mi zici să rămână că m-am dus să-i cumpăr. Că dacă te-ai fi dus tu, acum ai fi fost gagica lui Naomi. Vine! Hai! Ce dobitoc! L-am vrut, el a venit spre mine! Păi la el mă referam! M-ați înjunghiat bestiilor! De ce nu mi-a șerut banii că mi-i dădeam? Că sunt o persoană non-violentă! Iertați-mă, n-am vrut! Ce faci, mă? Adică îmi pare rău că sunteți cel mai mare idiot de pe lumea asta! Și cine dracu a mai pomenit polițist care să n-aibă armă la el? Și care să tremure în fața unor cuțite picășite? Fugi de râs, poliția română, fraiere! Și scoate imediat tot ce e în buzunare, tâmpitule! Asta ca să te înveți minte, că dacă ai fi avut pistol la tine, ai fi scăpat! Așa, așa, hai! Are pistol! Fugi! Stați, mă, că e de jucărie! Păi, atenție la mașini! Wow, asta e mai eficient decât pistoalele adevărate! Hai, mă, ce faceți că e 11? Nu vreți să o vedeți pe ieșuata lui Mărlanu? Bă, tu crezi că vine carivala la ninosul la salvază? Lasă-ne, bă, să ne hodinim, că l-a trage de mula ghioase pe canapea. Bună seara! Hai, a fost frumoasă! Ce dor mi-a fost de tine! Păi, ești nebun? Aia nu e vocea lui Betty. Și nici nu-i vocea de grasă. Că nu s-aude cu un clen fâne în timp ce vorbești. Păi haideți, bă, să ne grăbim până nu realizează tipa cu cine se întâlnește și o ia la fugă. Săruna! Unii, bă! Cine? Cum cine, mă? Gărgică, te-a și plecat? Păi nu v-am zis, mă, să ne grăbim, că o pierdem. Ce fraie, nici n-a apucat să-i facă declarația. Păi nu poți să voi! Ia, hai, uși chiar la Dacia că am nevoie de intimitate. Păi ce, încă mai e aici? Normal! Unde? Iată! Bun? Plăcătușa a plecat din nou de la Steaua. Zulane, tu-ți bagi joc de noi? E femeia invizibilă? Iată acolo, micul ecran deștepților. Meciului la 2-0, Gigi Becali și-a făcut praf antrenorul în direct la TV. Mutoare din nou Italia la picioare după dubla de vis pentru Fiorentina. Nu i se spune il fenomeno fără motiv, scrie presa din Italia. Cheamă la națională, îi transmite mitică de la Ligă, selecționerul Răzvan. Păi asta nici nu se uită la tine, bă, amărâțule. Păi nu se uită la mine că a strâmbat bouă la ecranul. Dă-l-ai la loc cum era înainte. Ținu-i, dă-l-ai. Iote, acum vezi cum se uită direct la mine. Și o să se uite și realitate, că-i proaspăt divorțată. Deci simte nevoia de un bărbat matur și serios care să o consoleze. Și tu ești matur și responsabil. Ți-am zis eu, bă, gogoșarule, că o să ne dai dracu hodina. Ți-am zis? Ce dai, că tu ar trebui să te bucuri, că nu ți-a adus femeie în casă. Încă, dar stați un pic să-mi exersez abilitățile la declarații și o să vedeți că o să aduc și aceea, bă. Nu, scumpi? Cei mai tari actori vin în această primăvară la Prima TV. Și v-ar publicitatea, dracu! Bă, voi faceți intenționat să-mi dați mie, dracu, viața amoroasă! Hai de v-am! Păi, ești nebun? Ce seamănă un flatul ăsta cu mine? Trebuie să recunosc că am cam exagerat puțin. În sfârșit! Lasă ursul la locul lui, sadicule, și pupă-i urechea, că sigur l-a durut. Da, să știți că l-a lovit tare și cu fundul de scaun. Mateșule!
Dar n-am zis că ați exagerat. N-am zis, că n-am apucat. Vreau să zic că am exagerat puțin cu luatul armelor. Asta da. Și le dați înapoi? Nu chiar. O să vă dau niște pistoale de jucărie. Uite, ca asta lui Matescu, că am constatat personal că au același efect ca și pistoalele adevărate. Să fi văzut cum am pus pe fugă aseară doi borfași înarmați cu el. Cu asta ne-ați... adică cu asta l-ați amenințat? Exact, popănețule. Să vezi ce gonet aveau. Era să-i calce și mașinile. Am fugit la librărie să cumpăr. Matescule, ordin de restricție. N-ai voie la mai puțin de un metru de ursulache. S-a înțeles? Idiotule, a plecat, mă, nu te mai aude. Cu tine vorbesc, tăntălăule, că dacă nu luai tu ciora pe ea negri, aș fi recunoscut pistolul. Dar trebuie să-mi spui sărumâna, că dacă nu mă duceam eu să cumpăr ciorapii, n-aveam ce să ne punem pe noi. Și mie nu mai mi-a fost jenă că ce o să zică lumea, că o să zică lumea că suntem gay. Opa, bravo, mă, băieți! V-ați descoperit în sfârșit adevărata orientare sexuală. E, mai bine mai târziu decât niciodată. Acum bănuiesc că nu o să mai fie nevoie să vă dați la mine, nu? Că doar v-ați dat arama pe față. Afrodita, nu e ce crezi tu. Să știi, eu sunt perfect normal. Și eu la fel, Afrodita! Afrodita! Idiotule! Tu cu ideea ta stupidă! Stai acolo! Afrodita! Tot te ardi, păduciosule! Nu scapi! Știu că o să ți se pare ciudat ce o să auzi, dar sunt obligată să-ți zic. Pupăză, mă gândesc la tine zi și noapte. Tu ești bărbatul visurilor mele și te doresc ca pe un... Pupăză, ce faci? E o nebunie! Dar nu te opri! Las-o, naibii! Teo, eu sunt! Ce naiba faci? Repeti! Las-o, naibii, tu ai zis! Matescule, ia distanță! Ia distanță de urs, nu de mine! Că pe mine n-ai cum să mă tragi de urechi! Cu toate că ai vrea! Da, vă rog! S-a spart? Ce s-a spart? Păi aveți grijă la ciobru, bre, să nu vă tăiați. Da? Spargere! Păi zi, domnule, așa, păi ce ai prune în gură? Unde-i spargerea? La matale în casă? Venim! Alarmă de gradul zero, șeful, e spargere! Luați! Nu trageți decât dacă e neapărat în nevoie. Cu ce să tragem, șeful, nu-s de jucărie? Păi tocmai de-aia. Hai, mișcare! Șeful! Mă scuze! Șeful, așteptați-mă o secundă că mă duc să-mi iau chipiu. Dă naibii, că hoțul nu ne așteaptă. Mai bine. Ha, dar nu se poate, șeful. Eu trebuie să am uniforma completă ca să impresionez infractorii, ca polițiștii din țările civilizate. Că poate se predau naibii singuri și nu mai e nevoie să facem uz de jucăriile astea, că suntem penibili, ce naiba. Opa! Ți-am zis eu, păduchiosule, că o să vină și momentul răzbunării! Ce dragă, ești tare, a? Ce naiba, bă, ăștia fac plujuri din fier! Idiotul naibii! Ăsta dă armamentul pe mâna unui urs! Mai fi aia la ușă? Sper că nu. Eu sper că da. Ca să vadă că mi-am găsit iubita. Păză, tu ești idiot? Vrei să ne omoare nebuna pe amândoi? Și în plus tu nu ți-ai găsit iubita, da? Ce-am făcut noi aici n-are nicio legătură cu iubirea. Cum adică? Înainte să faci...
facem, nu zice tu că eu sunt cel... Am zis ce m-a pus Betty să zic, că declarațiile sunt de la ea, a vrut să vadă cum reacționezi. E? Și cum am reacționat? Mult prea bine. Pentru mine. Asta sunt? Dar nașpa pentru ea. E? Da, ea trebuie să ținem ascuns, da? Că dacă răsufli ceva, o să anunți public că ești nebun. Și te ia adio de la Cotroceni. Ok. Teo, ești aici? Nu pot să cred. Ce dragosic! Aoleu, și mă vede așa răvășită? Hai că mă rog, mă descurc eu cu ea. Ia tu asta și ieși prin spate când intru eu cu ea, da? Hai, pa! Bună! De ce n-ai părut deschis, fată, că bat la ușă de o jumătate de oră? N-am putut. Am zăcut leșinată până adineori. Leșinată? Dar ce ai pățit? M-a lovit păpăză când i-am zis că avansurile sunt de la tine. Nu pot să cred. Asta mai lipsea, să devină și violent. Violent e puțin zis. Eu zic să-l părăsești imediat. Aruncă cuțetul, mă, măgarule, că altfel... Altfel ce, mă? A? Altfel faceți pe voi de frică, aia e. Bă, voi credeți că eu nu știu că n-aveți nimic în pistoalele alea? N-aveți muniție? Bă, avem muniție, avem muniție. Avem, ia, aveți, de-aia tremurați așa ca varga. Ia demonstrează, bă, că ai muniție. Trage tu un glonț, hai, măi, Cheliosule. Sau tu, trage, mă, un glonț. Chiorete, fă ce... că vă găuresc eu acum, dar vă vedeți. Chiorete, fă ceva, că ești paranormal. Hai, păi, ce tragi, Damias, vrei să fabre? Fă-l să creadă că l-ai împușcat. Energetic. Mă, Matescule, nu-i zdraba la cap, eu nu mai mi-am exersat pără paranormale de ani de zile. Păi acum ai momentul să exersezi și să-ți iasă, că altfel ne mulțește ăsta găurile. Hai, mă, hai, demonstrează. Bă, borfa e jos, se vindă curajos. Aruncă, bă, cuțitul, ia vezi că eu sunt paranormal și eu te nihilez cât ai ce pește. Da? Pește, e? Nu te mă rușine, bă, măgarule. Bine, mă, tu ai vrut-o. Nu mă concentrez, te găsește, draci! Așa? Mai împușca, nemernicule! Păi, ești bun! Mi-a revenit paranormalele! Mersi, Doamne! Și noi ție, Chiorete, că dacă nu erai tu, aveți dreptate, mă! Ne trebuie pistoale adevărate, ori naște ele violență. Dar la violență trebuie să răspunzi cu violență. Hai să vi le dau. Să mergem. Hai. Auzi, bre, n-avem o pătură ceva să-l coperim pe ăsta, să nu răcească, să-l lasă rece. Hai, haideți, da, nu trebuie. Îl coperim cu vestonul? Cu vestonul, da. Sau îl luăm? Cum ți-ai permis, mă, să-i faci așa ceva lui Teo? Ce să-i fac? Hai, nu face pe prostul, că mi-a zis tot. Știi bine că noi, femeile, n-avem niciun secret. Am nebunit, păi ea mi-a zis. Ea ți-a zis și am zis eu să-ți zică. Dar tu nu trebuia să reacționezi ca un măgar porc. Credeai că nu aflu, a? Da, chiar dacă nu-l spunea, tot se vedea pe fața ei că i-ai tras-o. Ok, i-am tras-o. E adevărat. Și nu regret nicio clipă. Ba chiar o să o mai fac dacă o să mai am ocazia. Că mi-a făcut plăcere. Și acum scuză-mă, dar trebuie să mă duc să-mi refac forțele, că poate mă mai cheamă odată. Și de data asta o să o fac să nu se mai miște din pat toată ziua! Dacă se obișnuiește să dea în femei, am încurcat-o. Dar rău. Toată lumea pistoale de jucărie la mine. Eu pot să-l păstrez, șeful, să-i duc lui ăla mic să se joace. La 2 ani cu pistolul? Bă, tu vrei să ajungă Bin Laden când va fi mare? Dă pistolul! De-aia nu te-am lăsat, Matescule, să le atingi pe ursulache. De-aia! Și acum pot să-l ating, șeful? Nu! Atențiune, valiați! Bravo, Chiorete! Servesc, patru! Am auzit că ai fost uriaș în ultima ta misiune. Oh.
Chiar era cazul să-ți revină abilitățile astea paranormale. Că doar ele te-au propulsat ca șef. Mamă, da. Și poate te repune în funcție. Ia uzi. Și știi de ce? Nu. Pentru că fapta ta eroică m-a convins să te pun pe o listă de avansări. Vă surăți, vă! Doriți servesc patria! Dar n-a fost nicio faptă eroică, șeful. Pentru că n-are nicio putere. Eu i-am salvat pe toți. Pentru că am avut în buzunar un pistol adevărat. Și am tras. Pac, pac, pac. Mătescule, ești un măgar mincinos și invidios. Chiorete, fă-i demonstrația și lui Don Chestor să închide în gura măgarului. Da, ia mă, ce? Uitați, ăsta al dumneavoastră e de jucărie. Am luat și unul de jucărie. Așa? Chiar că e de jucărie. Iar acum eu am să mă prefac că o să trag în mincinosul invidios, iar Chiorete cu paranormalele lui o să-l facă să se simtă ca și când ar fi fost împușcat. Da. Ce? M-am împușcat! Vai de mine, extraordinar! Uite și cu efect de vizuale. Bravo, mă, Chiorete, meri să fii avansat. Dar deocamdată n-avem bani să-ți mărim pensia. Și de ce? Că suntem în criză. Băi, zici că-i sânge adevărat. Hai să-l omoare. Bravo, Chiorete. Ia-te, băi, bă, ce natural, mă, m-a nebunit, auzi. Auzi, mă, Chiorete, eu știu că n-am fost în cele mai bune relații noi până acum, în ultimul timp cel puțin. Dar eu te-aș invita la o bere așa să mai stăm de vorbă, pentru că dacă stai să te gândești, o să vezi. Eu sunt cel mai bun prieten al tău din secție de aici. Sincer răspund. Mai ales că... Ia distanța, de... că te găsește, dragi, te puși ca pe fractul Petreușu. De ce? Că mai nu am auzit eu cu ce te ocupa, Cilea. Eu cu ce? Cu ce rabdă, da, mă, cu... Hai să-i tir, că eu nu sunt dintre aia de care credeți voi că aș fi, da? A recunoscut? Ce a recunoscut? Tot ce ți-a făcut, că l-am luat tare! Măi, Betty, a fost un accident. Nu o să se mai repete. Nu a fost niciun accident. Că a zis că o să o mai facă. De câte ori o să aibă ocazia. Nu îl distrug! Așa, că tu chiar poți. Că știi, eu n-am curaj. Eu încă mai țin la el, e numai gura de mine. Rupe-l tu! Că dacă vede cum sunt alte femei rele, poate se întoarce la amărâta lui, adică eu. Și dacă nu te descurci, cheamă-mă, că amândouă sigur le rezolvăm, da? Bine, la așa. Revedere, ba! Ce ne facem? În clipa asta punem punct la tot, că ești un măgar care nu știe să-ți țină gura. Eu? Sau tu? Cine i-a zis primarul Betty ce s-a întâmplat la cabinet? Eu nu i-a zis că am făcut sex pe păză. Am mințit-o că mi-ai dat una și am zăcut leșinată, de-aia n-am putut să-i deschid ușa. Păi nici eu nu i-am zis că am făcut sex. Eu am confirmat doar ce ai spus tu. Adică nu știe nimic? Dacă tu nu i-ai zis, nu. Păi înseamnă că nu mai e nevoie să punem punct. Da, să fie clar. Între noi este doar sex și afaceri. Ne rezolvăm problemele, după care pleacă fiecare la treaba lui, da? Ca la serviciu. Fără obligații, da? Fără să vezi ce-ți fac eu acum. Stai că l-o muri! Stai! Teo, am avut o presimțire că nu te descurci. Auzi, dar cred că trebuie să-ți iei un bodyguard. Eu nu pot să te salvez mereu. Era să te omoare, nebunul. Mersi. Trebuie să recunosc că am cam exagerat puțin. În sfârșit! Lasă ursul la locul lui, sadicule, și pupă-i urechea, că sigur l-a durut. Da, și l-a lovit tare și cu fundul de hastul de scaun. Aoleu, pupă-l în fund, te rog. Și de data asta o să o fac toată ziua să stea în casă țintuită în pat din cauza mea, pentru că eu trag. De ce? Da?
noi rezolvăm problemele și după aia pleacă fiecare la... După ce?